Salut! Sunt George Bonea și sunt speaker demotivațional. Ce faci, mărinimie? Suflet mare, samariteanule! Ți-ai dat cămașa de pe tine, nu? Ai plantat un copăcel, ai dat din puținul tău pentru binele altora. Te cred, dar cum să faci asta fără să te filmeze sau pozeze cineva? Ești retrograd? Gesturile generoase sunt fix instrument de scris format dintr-un tub cu pastă colorată cu o mică bilă la vârf, adică pix, dacă nu primești și tu puțină gratificare în schimb. Păi ce facem aici? Donăm de amorul artei? Când dai un ban pentru o cauză, trebuie să știe toată lumea. Trebuie să devină o cauză în sine faptul că tu vrei să faci un bine. Aniversarea ta? Drăguț faptul că vrei să oferi contravaloarea cadourilor oferite de prietenii tăi către ceva cu mai multă substanță. Dar o asemenea idee trebuie materializată pe Facebook, unde ești prieten real cu 2% din totalul celor care se numesc prieteni. Ce contează aici e să le demonstrezi celorlalți că ești un înger. Îți rup de la gură pentru balene, oceane și copiii cu leucemie. Nu, vă rog, nu-mi luați căni personalizate. Hai să dăm banii ăia pentru ceva mai bun. Și dacă ați putea să lăsați și un like pentru sufletul meu? N-ai mai donat de mult timp și te cam bântuie un sentiment ciudat de vinovăție, nu? Simți nevoie de puțină spălare spirituală-emoțională? Vrei să-ți cumperi indulgențe? Ai putea dona pentru proiectul Taxi Gratis. Adică pentru nevoiașii care nu se pot deplasa de colo-colo la urgențe. E o cauză frumix, că dacă ești sărac și bolnav, îți e mai greu să ajungi la spital, în club sau la mall. Vine Alex Bobeș cu mașina lui și face pe șoferul. Nu înainte să le spună săracilor că banii-s de la tine. Ai putea să donezi pentru cauza asta, dar nu o faci așa pe degeaba. Imediat cum faci donația, lasă și un comentariu că ai dat bani, un print screen cu suma, ceva care să demonstreze că ești cea mai sensibilă și generoasă ființă care a dat vreodată 10 lei. Și bunătatea asta poate continua la nesfârșit. Mergi să plantezi copaci, neapărat câteva poze în cizme și cu lopata în brațe. Te apuci să strângi gunoaie. Dacă nu o faci în costum de baie și într-o poziție care să sperie toți ortopezii, n-ai făcut nimic. Hashtag bunătate și scolioză. Pozează victimele propriei bunătăți. Postează în timp ce se înfruptă din sfințenia ta. Ba nu! Știi ce s-ar vedea super bine? Un selfie cu tine și cu ei. Ei săraci, tu darnic. Ei îmbrăcați modest, tu modest. Pune și un filtru peste poză să nu ți se vadă imperfecțiunea. Sper că te-ai pozat din unghiul ăla care ți evidențiază milostivenia. Ai putea să încerci să-ți externalizezi bunătatea și să faci voluntariat în țări mult mai sărace, prin cine știe ce sate uitate de lume prin Africa. Când te pozezi cu rahiticii copii africani în brațe, nu uita să ai haine de brand pe tine. Ăia micii trebuie să știe că au o șansă în viață. Șansa să-ți scoasă următorul tricou de firmă. Gata, nu te mai rețin. Poate ai vreun bolnav de ajutat și eu îți țin telefonul ocupat, timp în care ai putea face o poză alb-negru cu el. Dar o veste grozavă, vine Crăciunul. În locul tău aș pune bani deoparte. Nu pentru săraci, ci pentru un telefon mai șmecher care să surprindă mai bine donația ta de haine, mâncare și speranțe. Cu plăcere! Hai, îmi facem și noi o donație, ceva frumos. Dăm și noi la niște copii săraci, la... Da, mă, dar fii atent, faptul că tu te-ai trei, că mai, că punem poze, că... Da, mă, știu, o să zici că în esență... Nu, dar e bine, lasă-i să se dea mari, mai bine să se dea mari ca o donat decât că s-au făcut, s-au îmbătat într-un club sau că nu știu pe unde se... Lasă mai bine să se dea mari, că, uite, am dat bani. Da, mă, dar nu o fac pentru că vor să o doneze neapărat, ci o fac pentru că le place gratificarea. E foarte ok, foarte ok. Gratificare, păi am donat, nu că m-am dus în nu știu ce insulă. Da, mă, dar nu trebuie să compari, că e ca și cum ai compara mere cu pere. Nu. Adică chiar nu e comparație. Tot fructe sunt. Nu, mă, nu e o comparație validă să compari. Nu ești o comparație validă.